Locatarii celor două blocuri NL din Râmnicu Sărat primesc căldură de la 1 noiembrie. Săptămâna trecută, Consiliul Municipal a aprobat cu unanimitate de voturi proiectul privind prețul local de facturare energiei termice furnizată acestor persoane, dar și chiriașilor unor case sociale. De la 1 decembrie, aceștia vor plăti cu 16,72 de lei mai puțin pe gigacalorie decât iarna trecută. Prețul este mai mic decât anul trecut. Am redus din cheltuielile indirecte foarte mult și astfel am ajuns la un preț mai mic. Este posibil pentru că încă nu s-a liberalizat prețul, s-a păstrat prețul de anul trecut la nivel național și atunci noi cu tăierea indirectelor am ajuns la acest preț. Autoritățile din Râmnicu Sărat îi asigură pe locatarii blocurilor ANL că vor primi căldură toată iarna, însă le recomandă să-și achite la timp facturile la încălzire. Cel mai important lucru este ca cei care locuiesc în apartamentele ANL să își plătească căldura, pentru că dacă nu plătesc, ajungem să fim obligați să-i debranșăm. Anul acesta, din totalul de 98 de familii care locuiesc în blocurile ANL, 10 nu au reușit să-și achite restanțele. Acestea au fost debranșate de la rețeaua de încălzire, hotărârea fiind luată de comun acord cu autoritățile.